Spike, am nebunit să-l cămi sau nu? Da, de foarte mult timp. Noi doar am remixat piesa și, wow, ce s-a dus. A avut un mare succes. Cumva, da. Tot ne gândim la treaba asta, pentru că nu știi de fiecare dată când lansezi o piesă, nu știu dacă are succes sau nu are și cumva e, cred că emoția aia e piesa. Aia ne face pe noi să facem muzică, cumva. Foarte tare. Cum se pare la Untold? Cum e să cânti la Untold? E prima oară când vin aici. Acum am văzut scena pentru... Acum am văzut scena pentru prima dată. Cred că am fost aseară, dar n-am intrat pe stadion. Foarte tare. Am fost la Alchemy, la scenă. A plouat. A fost full. Dansat toată lumea în ploaie. Wow, ce experiență. E o magie pe care doar acolo poți să treci cumva. Haideți să vorbim puțin despre începutul tău în muzică. Cum ai început tu și cum ai dezvoltat pasiunea asta pentru rap în mare parte și pentru zona underground? Băi, am început la Caterinca acum foarte mult timp, după aia am ajuns cu Paraziții și am stat acolo în școala aia și am învățat niște chestii. Am început să iau în serios pentru că nu o luam în serios deloc. După aia cumva am început să o iau pe drumul meu și să încerc să învăț chestiile mele și să încerc să evoluez. Dar toate s-au legat, cred că anul trecut, cu ultimul album Propaganda. Ăla a fost cumva punctul în care am zis gata, hai facem asta. Pentru că am fugit tot timpul de muzică, la un moment dat fugi de muzică și parcă cu vârsta nu vrei să, bă, stai, dacă o facem, hai să o facem cumva, știi, adică hai să fie marfă, nu știu cum să zic, nu știu cum care cuvântul, dar n-am vrut să fie rap, am vrut să fiu cumva, am vrut să fiu eu, că fiecare are o identitate, știi, și cumva o cauți pe a ta de-a lungul carierei artistice. Mi se pare că ai ieșit un pic, nu, din zona underground și te-ai dus așa pe o zonă, nu chiar comercială, nu-i spunem așa. De? N-am fost niciodată în zona underground, adică ar fi nasol pentru artiști underground să zic că eu am fost, dar chiar n-am fost. A fost cumva mai nișat publicul și zona, într-adevăr, dar mă gândesc odată cu vârsta, vorbesc de perioada asta, odată cu vârsta cumva vine și dorința să te adresezi publicului larg și să simți și energia lor când te duci să cânti sau să... sau ai un concert undeva, știi? Și e foarte nasol să te duci cu piese nișate pe care doar tu și publicul mic le știe. Și mi-am dorit tot timpul să, băi, cum ajung la publicul larg? Cam asta e. Adică nu e o, hai să schimbăm pe pop. Nu, Doamne, nu înțeleg. Acum câteva luni ai lansat piesa Manele și ce mi se pare tare, nu știu, ai văzut ce s-a întâmplat și la Neversea și la Electric Castle, s-au băgat manele. Cum ți s-a părut toată chestia asta? Având în vedere că nu e un festival de genul, ci mai ales Electric Castle. E foarte ciudat că la fiecare concert și foarte amuzant că la scenă mai devreme a fost la fel, toată lumea strigă Manele! Manele! E atât de ciudat și n-am premeditat-o pe asta când am pus titlul Manele și acum toată și faci Manele sau cânti Manele? E atât de ciudat de expresia cumva și mai ales când vine la concert și 5-6 mii de oameni și zică Manele! Doamne, e o experiență wow! Și îți dai seama că ai stricat cumva percepția cuvântului Manele pentru oameni. Mi se pare tare. Da, foarte mișto. Wow, da, fun. Când urci pe scenă, ai vreodată vreo frică? Ți-e frică de ceva anume? Doamne, Dumnezeule, îmi bate inima încă trebuie să iau o pauză și acum mai devreme trebuia să fac pauze și sunt singur pe scenă și cumva trebuie să mă opresc și lumea așteaptă să vorbești. N-am ce să, adică îți bate inima, ai emoții, nu poți, te oprești, te prefaci, hei, o să mă plimb acum și la un moment dat zic, bă, ceva, nu joc cu voi, nu mai pot să respir, o să mă plimb așa stânga-dreapta și stau toți 5.000, să uite. E toată lumea aici, da! Hai să cântăm, foarte tare. E o magie pe care doar acolo poți să trăiești. Înțeleg că de fiecare dată când urci pe scenă ai emoții, nu ai scăpat de ele. Cred că dacă scap de emoții, nu ar trebui să mai urci pe scenă. Ați aduce aminte un moment amuzant în timpul unui concert live pe care l-ai avut? Da, 2003 la Costinești deschideam la Paraziții și au strigat 4.000 de oameni să mă dau jos de pe scenă. Că vreau să asculte Paraziții, voia. Dă-te jos! Și eu am cântat toată piesa. Și zic, mai stau? Da, a fost cea mai... E cumva, te validează într-un hal, adică după aia, ce poate să fie mai rău de atât? Dar o trăiești și când ai 16 ani, știi? Adică mi s-a părut cel mai fun moment. Cu cine ți-a plăcut cel mai mult să colaborezi până acum? Păi, ciudat că vorbesc de ultimul album și ultimele colaborări, nu? Dar asta cred că e cea mai bună colaborare cumva. Adică îmi doresc ca pe viitor să lucrez cu
marea majoritate a artiștilor din industria asta și încercăm deja să legăm niște colaborări. Dar echipa care s-a, adică Salcâmii, Manele, nu e Spike, nu mai e Spike, e o echipă de oameni cumva, știi? Și mi se pare foarte tare că e nu mai știu cumva, nu mai e de tine, e de toată lumea din jurul tău și cam asta e cea mai bună colaborare. Că, și încercăm să fiecare o ține acum. Hai să vedem cum facem următoarea piesă, cum o ducem mai departe. Fii tu inspirația pentru a produce anumite melodii? De unde îți vin? Care e tot procesul ăsta? La mine personal, mă rog, creativ, trebuie să faci toate chestiile posibile. Te legi de absolut orice și cumva aștepți doar să se lege din tot ce ai învățat până acum lucruri. Nu poți să o premeditezi la piese. N-ai cum. Dacă te gândești la un artist internațional cu care ai vrea să colaborezi, cine ar fi? Wow, Busta Rhymes, dacă tot suntem la Antol. A fost chiar ieri. Da, am auzit că era pe aici prin Ploaie dansa. Da, Busta. Un mesaj pentru fanii tăi? Pup, iubi. Vă aștept la concert, ne vedem acolo. Mersi frumos. Eu mulțumesc.